Tu vă rog. Eu am să fiu foarte subțin, dacă doriți. Poziția mea și cred că a fracțiunii noastre, business-ul cu business-ul este bine, acest lucru să se dezvolte, dar business-ul pur și simplu ia astăzi din spațiile vers a municipiului Chișinău. Și sunt cazuri despre care pot să vă spun. Repet, calea ieșilor, un caz, Dimo 31, în spațiu verde, Alba Iulia, Deleanu, Viaduct și tot așa mai departe, trandafirilor, câte vreți cazuri. Nu este nevoie astăzi de așa de multe benzinării. Dacă vreți, haideți să impunem un moratoriu pentru toate, dar să limităm termenul. 3 luni de zile până vine cu schema de încadrare. Acestea sunt normele. Vreți, trebuie să fie un plan urbanistic general și o schemă de încadrare a acestor benzinării. Noi nu avem nicio problemă în acest sens. 3 luni de zile până lucrează și primarul vine cu o schemă cu adevărat, ca să-i putem examina pe toți, dar nu să vină cei care dau bani și cineva îi ține în safeuri și își iau autorizațiile, iar alții care într-adevăr poate merită să aibă, pur și simplu sunt duși cu ani. Asta este poziția noastră. Dacă vreți să scurtăm termenul, 3 luni de zile, 6 luni de zile, până găsim o soluție. Deci, vă mulțumesc, domnul Lutencu, vă rog.